David, spune-ne cum a fost pentru tine un nou record mondial de data aceasta de junior. Păi un timp foarte bun, am coborât fix cum voiam, sub 1.43. Nu ne-am propus neapărat un timp pentru această cursă, dar cred că am reușit fix ce voiam. Ești mulțumit de rezultat? Da, foarte mulțumit. E a doua cursă foarte bună. Mă îndrept cu viteză spre a treia, cea de 400. Un teritoriu necunoscut, dar vom vedea ce iese și de acolo. Hai, o provocare, toată lumea mă întreabă aici, dar la 50 nu participă? Pentru 50 sunt un pic prea slăbuți, la propriu slăbuți. Mi-ar trebui mai multă masă, mai multă putere, mai mulți mușchi, pentru că e o cursă de ultra sprint și mai durează puțin până ajung și acolo. Te-ai luptat ca de la... Te întorci? Se ține după mine. Te-ai luptat ca de la rechin la rechin? Ca așa ai promis înainte de Olimpiadă. Da, m-am luptat ca de la rechin la rechin și... Da, sunt unul dintre rechin acum. Am fost întotdeauna, dar acum pot să mă afirm un pic mai bine.